Părinte, Ava Macarie ne spune că Dumnezeu ne dă bunătățile cerești și credem aceasta. Dar trebuie să credem că ne va da și cele pământești care nu sunt atât de importante? Care pământești? Cele de care avem trebuință. Da, bine ai spus. Dumnezeu își iubește făptura sa, chipul său, și se îngrijește de cele de care are trebuință. Părinte, dar aceasta trebuie să o creadă fiecare și să nu se neleniștească. Dacă nu crede și se luptă singur să le dobândească, se va chinui. Iar dacă Dumnezeu nu va da cele pământești, lucrurile materiale, omul care trăiește duhovnicește nu se va mâhni. Dacă vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Lucru care trebuie să fie singura noastră grijă, toate celelalte ni se vor da. Va lăsa oare Dumnezeu făptura sa? Mana pe care Dumnezeu o dădea în fiecare zi israeliților în pustie se strica dacă o țineau pentru a doua zi. Așa a economisit Dumnezeu pentru ca ei să aibă încredere în purtarea lui de grijă. Noi încă n-am înțeles cuvântul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ori credem, ori nu credem. Când am mers să pustrnicesc în Sinai, nu aveam nimic cu mine. Dar nu m-am gândit deloc ce o să se întâmple cu mine în pustie printre oameni necunoscuți, ce voi mânca, cum voi trăi. Sihăstria Sfintei Epistemia, unde aveam de gând să locuiesc, era de mulți ani părăsită, nelocuită. Deoarece nu voiam să îngreuiez mănăstirea, N-am cerut nimic. Îmi aduceau totuși puțină pâine de la mănăstire, dar o întorceam înapoi. De ce să mă neliniștesc când Hristos a spus: Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Și apa era foarte puțină. Nici lucru de mână nu știam ca să spun că voi lucra și îmi voi scoate pâinea. Singura unealtă ce o aveam era o foarfecă. Am desfăcut-o în două, am ascuțit cele două părți de o piatră, am luat un lemn și am început să fac iconițe sculptate. Lucram și rosteam rugăciunea lui Isus. M-am obișnuit repede. Făceam mereu același model, iar lucrul pe care ar fi trebuit să-l fac în cinci zile, îl făceam în 11 ore. Nu numai că nu duceam lipsă, dar îi ajutam și pe copiii de beduini. Pentru o perioadă de timp făceam lucru de mână destule ore pe zi. Apoi am ajuns la o situație în care nu mai voiam să fac lucru de mână, dar vedeam nevoia pe care o aveau beduinii. Dacă le dădeai o scufie și o pereche de sandale, era pentru ei o binecuvântare foarte mare. Dar apoi mi-a venit gândul: Am venit aici să ajut pe beduini sau să fac rugăciune pentru toată lumea? și astfel am hotărât să limitez lucrul la care să fiu mai nerăspândit și să mă rog mai mult. Dar oare așteptam ajutor de undeva? Beduinii nu aveau ei înșiși ce să mănânce. Mănăstirea era departe. În partea cealaltă era pustie. Dar în aceeași zi a venit cineva și m-a găsit afară din peșteră și mi-a spus, Iată, ia aceste 100 de lire ca să ajuți pe beduini și să nu ieși din programul tău, ci să te rogi. N-am mai răbdat. Pentru un sfert de ceas l-am lăsat singur și m-am dus înăuntru. Purtarea de grijă și dragostea lui Dumnezeu mi-au precinuit o astfel de stare încât n-am mai putut să-mi țin lacrimile. Vezi cum rânduiește Dumnezeu atunci când există intenție bună? pentru că eu cât le-aș fi dat. Dădeam unuia, venea altul. Mie nu mi-ai dat părinte, spunea. După aceea venea altul și spunea, mie nu mi-ai dat. Părinte, deși de multe ori am simțit a tot puternicia lui Dumnezeu, de ce nu vedem totuși purtarea lui de grijă pentru noi? Aceasta este o cursă a diavolului, Diavolul aruncă cenușă în ochii omului ca să nu vadă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când omul va vedea purtarea de grijă a lui Dumnezeu, i se va înmuia inima sa de granit, va deveni sensibilă și va exploda în slavoslovie, lucru care nu-i convine diavolului. Cineva făcuse o crescătorie de pește și toată ziua spunea, Slavă ție Dumnezeule, pentru că vedea mereu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Îmi spunea că peștișorul, din clipa când apare și este mic ca gămălia acului, are și un săculeț de lichid ca să se hrănească până ce se va mări și va putea prinde organisme mici din apă. Adică Dumnezeu i-a dat și merinde și dacă Dumnezeu poartă de grijă de aceștia, cu atât mai mult de om dar omul adeseori rânduiește și hotărăște pentru toate fără Dumnezeu. Voi face doi copii, își spune, însă pe Dumnezeu nu-l pune la socoteală. De aceea se fac atâtea accidente și mor atâția copii. Cei mai mulți au doar doi copii, dar unul este lovit de mașină, celălalt se îmbolnăvește și moare, iar după aceea nu mai au niciun copil. Dacă părinții, Împreună, Creatorii cu Dumnezeu, după încercările pe care le depun, întâmpină greutăți ca să-și agonisească cele necesare creșterii copiilor lor, trebuie să ceară cu smerenie și ajutorul Creatorului cel Mare, întinzându-și mâinile în sus. Atunci se bucură și Dumnezeu care ajută, se bucură și omul care este ajutat. În perioada de timp cât am fost la mănăstirea Stomiu, am cunoscut un familist cu mulți copii, care era păzitorul unui sat al Epirului, situat la o distanță de patru ore și jumătate de mers pe jos de Conița, unde locuia familia lui. Avea nouă copii. Deoarece drumul spre sat trecea pe lângă mănăstire, țăranul acesta trecea pe la mănăstire, atât atunci când se ducea la slujba lui, cât și la întoarcere. Atunci când se întorcea din sat ca să meargă acasă, mă ruga să le las să aprindă el candelele. Deși vărsa un de pe jos, îl lăsam să le aprindă. Preferam să curăț eu plăcile de piatră ale bisericii decât să-l supără. Când pleca de la mănăstire, la cam vreo 300 de metri de ea, trăgea totdeauna un foc de armă. nu puteam explica aceasta, de aceea am hotărât să-l urmăresc din clipa când intră în biserică până când lua drumul spre conița. Așadar, acesta aprindea mai întâi candelele din biserică, iar apoi ieșea în pridvor. După ce aprindea și acolo candela ce se afla deasupra intrării, înaintea icoanei Maicii Domnului, își afunda degetul în candelă, în genunchea și întindea mâinile sale spre icoană și spunea Maica Domnului, am nouă copii, economisește-le puțină carne. Apoi ungea cătarea de la țeava puști cu un de lemnul de pe deget și pleca. La 300 de metri de mănăstire, acolo unde exista o tufă de mure, îl aștepta o căprioară sălbatică. Trăgea un foc, așa cum am spus, o omora, o cobora jos într-o peșteră, o junghia și o ducea la copiii săi. Iar aceasta se petrecea de fiecare dată când se întorcea de la lucrul său. M-am minunat de credința țăranului și de purtarea de grijă a Maicii Domnului. După 25 de ani, a venit și m-a găsit în Sfântul Munte. La un moment dat l-am întrebat, Ce-ți fac copiii? Unde se află?" Atunci acela și-a întins mai întâi mâna sa spre nord și a spus, Unii sunt în Germania." Apoi și-a întins mâna sa spre sud și a spus, Alții sunt în Australia." Slavă lui Dumnezeu că sunt sănătuși! Omul acesta își păstrase credința, dar se păzise și pe sine, curat de ideologiile ateiste. De aceea, nici Dumnezeu nu l-a lăsat. Părinte, uneori am o dorință și Dumnezeu mi-o împlinește fără să-i o cer. Oare cum se face aceasta? Rânduiește Dumnezeu! vede nevoile, dorințele noastre și atunci când ceva este spre binele nostru, ni-l dăm. Atunci când cineva are nevoie de ajutor în ceva, Hristos și Maica Domnului îl ajută. Îl întrebau pe bătrânul Filaret, Părinte, ce vrei să-ți aducem? Maica Domnului îmi economisește tot ce am nevoie, spunea acela. Și așa se făcea. Când ne încredințăm pe noi înșine lui Dumnezeu, atunci Bunul Dumnezeu ne păzește și ne economisește. Ca un econom bun, Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi orice avem nevoie și se îngrijește chiar și în amănunte de nevoile noastre materiale. Și ca să înțelegem grija lui, purtarea lui de grijă, ne dă exact acelea de care avem trebuință. Însă să nu aștepți ca mai întâi să-ți dea Dumnezeu, ci ca tu să te dai în întregime lui. Pentru că dacă cere mereu de la Dumnezeu și nu te lași pe tine cu încredere în purtarea lui de grijă, aceasta arată că ai casa ta și te înstrăinezi de veșnicele locașuri cerești. Acei oameni care le dau pe toate lui Dumnezeu și se străduiesc apoi să se dăruiască pe ei înșiși în întregime lui, se adăpostesc sub cupola cea mare a lui Dumnezeu, și sunt apărați de purtarea lui de grijă cea dumnezeiască. Încrederea în Dumnezeu este o continuă rugăciune tainică, ce atrage fără zgomot puterile lui Dumnezeu acolo unde este trebuință și în ceasul în care este nevoie. De aceea, fiii lui cei mărinimoși îl slavoslovesc mereu cu multă recunoștință. Părintele Tihon, atunci când s-a dus la coliba Sfintei Cruci, nu avea biserică, deși îi era absolut necesară. Nici banii nu avea ca să o facă, ci numai o mare credință în Dumnezeu. Într-o zi s-a rugat și a pornit spre Caries, cu credința că Dumnezeu îi va economi banii de care are nevoie pentru a ridica acea biserică. Înainte de a ajunge la Caries, îl strigă de departe starețul schitului Sfântul Ilie. Când s-a apropiat părintele Tihon, starețul i-a spus, Un creștin evlavios din America mi-a trimis acești dolari ca să-i dau unui pustnic care nu are biserică. Sfinția ta nu ai biserică. Iai și făți. Atunci părintele lui Tihon i-au dat lacrimile de mulțumire și de recunoștință față de bunul Dumnezeu, care, ca un cunoscător de inimi, se îngrijise pentru biserică mai înainte ca el să se roage, în așa fel încât să aibă banii pregătiți atunci când îi va cere. Când cineva se lasă în seama lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îl lasă. Și într-adevăr, dacă mâine la ora 10 ai nevoie de ceva, atunci când ceea ce ceri nu este ceva nerațional, ci o nevoie reală, la 9 și 45 sau la 9 și jumătate, Dumnezeu îl are gata ca să ți-l dea. De pildă, ai trebuință de un pahar la ora nouă. La nouă fără cinci îți vine paharul. Ai trebuință de 500 de drahme? În ceasul când ai trebuință de ei, îți vin exact 500 de drahme. Nici 510, nici 490. Am observat că, dacă de pildă mi-ar trebui ceva mâine, Dumnezeu îl prevede de azi, Adică înainte de a mă gândi eu, Dumnezeu se gândește mai devreme și îmi dăruiește acest lucru în ceasul în care am trebuință de el. Pentru că de acolo de unde vine, ca să ajungă la mine exact în ceasul în care am trebuință, văd de cât timp ar fi nevoie. Deci Dumnezeu se îngrijește de mai înainte. Când noi, din mărime de suflet, îl facem pe Dumnezeu să se bucure de viața noastră, atunci el dăruiește cu belșugare binecuvântările sale fiilor săi mărinimoși în ceasul în care au trebuință de ele. După aceea, toată viața trece însoțită de binecuvântările dumnezeiești purtăre de grijă. Ore întregi vă pot povesti întâmplări despre minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu. Când eram în război, în aplicații, aveam o evanghelie, dar am dat-o Ivan. După aceea îmi spuneam, ah, de aș avea o evanghelie, cât m-ar ajuta! De nașterea Domnului ne trimiseră sus în munte 200 de pachete dintr-un orășel. Din 200 de pachete numai într-al meu exista o evanghelie. Era o evanghelie veche care avea și o harta Palestinei. Pe pachet era și o însemnare. Dacă ai nevoie și de alte cărți, scrie-mi ca să-ți trimitem. Mai târziu, la mănăstirea Stomiu, aveam nevoie o dată de o candelă pentru biserică. Într-o dimineață, în zorii zilei, am coborât în conița. În clipa când treceam pe lângă o casă, aud o copilă spunând tatălui ei, Tată, călugărul! Atunci acela a venit și mi-a spus, Părinte, am făgăduit o candelă mai și domnului, ia banii aceștia ca să o cumperi. Și mi dă 500 de drahme atât cât făcea o candelă în 1958. Dar și acum, dacă am trebuință de ceva, Dumnezeu îndată îmi rânduiește. Vreau de pildă să tai lemne și nu pot? Atunci imediat să economisesc lemnele. Înainte de a veni aici, am primit un pachet care avea în lăuntru 50.000 de mii de drahme, exact atâția câți aveam nevoie. Am dat o icoană acțiune stin, a Maicii Domnului, cuiva de binecuvântare, iar a doua zi mi-au adus una a portăriței. În vara acestui an, înainte de a începe ploile, nu aveam apă deloc. Acum, după ce a plouat puțin, adun o cutie și jumătate pe zi. Bazinul are apă de anul trecut, dar nu se poate bea. Însă cum le economisește Dumnezeu? Am un butoi cu apă la poartă, Atâția oameni care vin în fiecare zi, beau, se spală, pentru că sunt transpirați, dar nivelul scade numai cu 4-5 degete. Vă dați seama, 150-200 de oameni să se folosească de apă și butoiul să nu se golească. Unii deschid mult robinetul, alții îl uită deschis și curgem. Apa însă nu se termină.